Yes, I will. Nora doamnei Elena a cumpărat punga de spanac dintr-un supermarket din Ploiești, acum 2 săptămâni. Însă numai vineri a apucat să gătească și cea de-a doua porție. Nora a cumpărat o pungă de spanac de la magazinul și îl prepară copilului în vârstă de 2 ani în 2 doze. Prima doză i-a făcut-o acum 2 săptămâni, urmând ca cealaltă doză să o pună în congelator la păstrat. Astăzi, când a încercat să-i prepare spanacul, punându-l în cratiță, acolo a găsit un cărăbuș. A rămas mută de uimire când a văzut ligioana în cratiță. Nora a întrerupt prepararea hranei pentru cel mic. Am pus cratița cu spanac în sacoșă. Hotărâtă să tragă un semnal de alarmă, femeia va face o plângere și la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului din Prahova. Mai întâi, inspectorii OPC vor trebui să înțeleagă dacă într-adevăr punga de spanac congelat a fost cumpărată din acel supermarket. Se vor uita pe bonul fiscal. Dacă totuși a fost rătăcit în cele 2 săptămâni de când produsul a fost cumpărat, atunci își vor îndrepta atenția către camerele de supraveghere, acolo unde vor încerca să găsească în imagini clientul și ulterior vor cere socoteală și producătorului. Magazinul poate fi tras la răspundere pentru treaba asta? Și în prima fază el răspunde, ulterior se transmite către cel care a produs, că intra sarcina producătorului. Acum, bunica spune că se teme să mai cumpere produse ambalate, în interiorul cărora poate să găsească tot felul de surprize. În ultima perioadă, spun inspectorii OPC, astfel de cazuri sunt tot mai des întâlnite. De aceea îi sfătuiesc pe consumator să le aducă la cunoștință situațiile în cauză.